Da, spune-ne cum ai resimțit tu această diferență de receptare în străinătate și aici în România. Bănuiesc că ți s-au spus lucruri foarte diferite. Da, foarte. Asta, fiindcă pentru cineva de aici, sau în mânt, sau cineva care ne-a trăit aici, e citit mai mult ca ceva adevăr. Oamenii regăsesc chestii familiare în ce citesc. Da, așa, e citit altfel aici. Bun, apropo de felul în care ai ales să scrii, tu scrii proză scurtă în vreme ce editurile publică roman și nu e doar o realitate românească. De ce ai ales să-ți asumi acest risc destul de mare? N-am putut face altfel, pentru că așa mi se pare firesc să scriu novele. Adică nu mă întreb ce formă folosesc când scriu. Vreau să mă atent la ce scriu. Și vreau să scriu atât de scurt posibil. Dar nu îți asumi scriitura și ca pe o meserie și atunci trebuie să câștigi mult, dacă se poate, din asta. Poate, dacă vrei să câștigi bani, ești întâi dacă scriu. Nu are așa. Am renunțat mai de mult. Spuneam că de asta să fiu publicat, să câștig bani. Am scris cum am vrut.